Și ea prezintă la aici, ea zice, cine e ăla? Curry. She's coming. Oh. Lana, easy. Mami, mai ușor. Hello, dragilor, și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Scuzați-mi părul, doar că cât timp mergeam cu mașina, ne-a prins ploaia, Catalea făcea pe ea. Și pur și simplu am oprit ca să fac copilul la oliță și ne-a plouat ca pe niște șoareci. După cum probabil ați văzut și pe Instagram și în imaginile anterioare, noi astăzi am fost, de fapt eu am fost să mă văd cu Priscila, un moment tare drag mie, am fost așa de emoționată, vă zic sincer, nu știu de ce, pentru că noi am mai vorbit, noi ne cunoaștem de foarte mult timp, dar nu ne-am văzut niciodată față în față. Astăzi a fost prima dată. O persoană exact așa cum așteptam, vă zic sincer, o persoană foarte caldă. Nu mai știa săraca cu ce să ne mai servească. A comandat și pizza, a luat o pizza foarte, foarte bună. Și acum Catalea și-a amintit că a mâncat pizza și a zis că vrea pizza ca Lumilada și n-am avut decât să-i dăm comandă de pizza. Acum așteptăm să vină. Și da, am stat cred că vreo 2 ore acolo, pentru că din punctul meu de vedere, omul mai și vine, dar mai și pleacă, vă zic sincer. Și ne-am simțit foarte, foarte bine. O casă așa călduroasă, de copii ei nu mai zic, că sunt niște minunății. Dar de fapt, voi oricum știți, pentru că eu am mai zis chestiile astea despre ea și probabil dacă o urmăriți, știți ce fel de persoană este. N-am filmat foarte mult astăzi pentru că v-am zis am fost la ea, dar o să văd ce o să mai filmez pe parcursul serii, pentru că ceasul cred că este vreo 5 și puțin. Am filmat decât foarte puțin dimineața, apoi puțin la ea și ce filmez acum. O să vreau să mă duc să fac curățenie în camera noastră, necesită o curățenie foarte, foarte mare. Am spălat toate hainele pe care le-am avut în vacanță și ce se mai strânseseră înainte și le-am lăsat pe podea, pentru că vreau să fac curățenie și în dulap. Nu știu exact dacă o să fac astăzi sau mâine, dar casa necesită o curățenie totală și vreau ca să fac așa cât de cât astă seară. Principal ar fi să fac în cameră, să schimb lingeriile și să fac un pic în dulap și să las baia și living-ul pentru mâine. Dar vedem ce timp îmi rămâne. Soțul s-a pus acum să facă o ciorbă de burtă. Eu mănânc ciorbă de burtă, doar că nu mănânc burta din ciorbă, nu știu să vă explic, sună ciudat, știu. Da, mami. El mănâncă cu totul, dar mie nu-mi place să mănânc burta aceea, chiar dacă o fierbem bine. Ți-a plăcut, mami, la Milada astăzi? Da. Ea a zis că a avut fan la Milada, că s-a distrat foarte mult și că Milada este prietena ei cea mai bună. Ți-a plăcut, mami, la Milada, la Nathan? Yeah. La Elsie. Ai văzut, mami, ce frumosică era Elsie, așa micuț, mami. Ție ți-a plăcut, mami, de Milada? Yeah. Ai văzut, mami, că ai mâncat Clementines cu Milada? Ai văzut, mami, că ți-a dat și ție cu toys, cu trusa de dentist, mami? Și că ți-a dat și pizza?
se uită la desene, pentru că nu prea a avut astăzi și cum am venit acasă cu mine, mami, sene, please. Da, dragilor, decât atât am vrut să vă zic, sper să pot să filmez ceva, nu știu exact dacă o să filmez cum filmez eu normal 20 de minute, dar sper că un 16-17 minute să le pot filma astă seară. Ia să vedem, a cui e asta? Asta e a lui mami și a lui tati. Nu, mami, a tati. Mami și cu tati n-au voie? Uite, asta e a lui Catalia. Mamă, mami, câta pizza doar pentru tine. Da-ți fug eu, daddy. Din nou, lumina, lasă de dorit. Ceasul este aproape 6:05:42. N-am făcut cine știe ce, vă zic sincer. Am mâncat și ne-am ocupat așa un pic de ciorba de burtă, după cum am zis și anterior. Vreau, dacă nu apuc să schimb lingeriile, să fac ce mi-am propus măcar aici în cameră, vreau măcar să fac curățenie în dulap, vă zic sincer, necesită o curățenie totală în dulap. Dar înainte de toate vreau să vă arăt un mini haul Primark. Mini? Ceva de genul. Așa, să începem. I-am luat Catalei bluzițe din acestea pentru grădiniță. Nu au ele cine știe ce model, nu-mi place modelul extraordinar de mult, dar... v-am mai zis eu, la grădiniță le cumpăr, pentru grădiniță le cumpăr cele mai ieftine haine, nu prea mă interesează cum arată, pentru că ele le poartă de câteva ori, nu știu, maxim 5 ori și apoi eu trebuie să le duc la reciclat, deoarece le pătează foarte rău și nu se mai ia pata. Cred că v-am mai spus eu vouă care a fost povestea de unde a venit decizia asta, că la început o îmbrăcam pe Catalea numai în rochițe frumoase, rochițe de la H&M, de la Zara, rochițele bune, cum s-ar zice, și mi-a venit cu ele acasă, nenicule, de... m-am săturat să-i mai dau rochițe la grădiniță. Aceasta tot pentru Catalea. Și încă una tot pentru Catalea. Bluzițele au fost o liră 80, văd aceasta, cred că toate au fost. A, prima pe care v-am arătat-o, 2 lire 30. Surprinzător am găsit niște șosete foarte frumoase de la Kappa. I-am luat așa soțului 3 perechi și au fost 4 lire jumate și eu mi-am luat așa roz, foarte frumoase, tot 3 perechi, nu văd prețul. Este... am impresia că mai la toate produsele, vă zic sincer, ce cred eu că s-a întâmplat. Au scos prețurile vechi și au pus alte prețuri noi, pentru că la anumite produse este ruptă partea asta de aici unde a fost prețul și este pus alt preț. Și văd că acesta nu mai are preț și este decât așa. Dar așa sunt șosetele, acesta este alb cu roz, roz și alb cu vișiniu. Foarte frumoase, chiar aveam nevoie de niște șosete așa mai lungi. În sfârșit mi-am găsit lingeria intimă pe care eu o cumpăram înainte, doar că nu am mai găsit alte modele, era decât modelul acesta și nu mi-am luat mai multe. Sunt... niște bikini foarte confortabili, vă zic sincer, și eu sunt foarte pretențioasă la așa ceva. Sunt din bumbac cu licra, mărimea M, 5 lire. Trei culori, foarte, foarte frumoși. Mi-am luat aici niște, cum se numesc, niște bustiere. Nu știu sigur dacă mi sunt bune, dar mărimea M... voi fi o dotată aici, da, mărimea e, era foarte mare și am luat așa mărimea S. Eu le-am, adevărul e că sunt pentru, le-am luat de la secția de alăptare, de la secția de mămici. Și am luat așa în mărimea S, unul pe alb și una a fost 3 lire jumate și tot în mărimea S, dar pe negru. Îmi place că sunt duble, nu știu că vă dați voi acolo seama. Așa, sunt duble. Nu numai bustiere port. Mie nu prea îmi plac sutienele. Rar mi-au sutien pe mine. Și așa, pe negru. Și acesta, cred că tot
Da, tot 3 lire jumate a fost. Aici am două rochițe pentru fetițe, dar o să le țin pentru Moș Nicolae. Așa arată. Sau care este fața? Nu, aceasta este fața. Da, aceasta este pentru Alana, 12-18 luni. Cred că o să-i fie mare, dar n-am găsit. Nu știu cum se face, că nu îi găsesc 9-12 luni. Și am luat așa, 12-18. Nu este specială de Crăciun. Este cu Daisy și o poate purta și mai târziu. Și aceasta pentru Catalea, 24-36. Pentru că nu sunt pantalonași și n-am treabă la lungime. Da, cum am zis, acelea o să fie în cadoul de Moș Nicolae. Aici am luat Catalei, dar din păcate Alanei nu i-am găsit. Aveau decât mării mari. I-am luat așa un set pentru perioada aceasta crăciunistică. Oricum îi rămân Alanei. Acum mi-a scos soțul zilele trecute din pod toată plasa cu produsele, cu hainele pe care le-a avut Alana Catalea anul trecut pentru Crăciun, ca să îi le dau anul acesta Alanei, și are o grămadă de Crăciun ea, dar voiam să le îmbrac pe amândouă la fel. Și vine așa, și cu colănței, și am dat 11 lire, dar foarte frumos. Mie îmi place să le îmbrac în perioada asta. Probabil dacă mi-ați urmărit și vlogmasul de anul trecut, ați văzut că le-am îmbrăcat. În proporție de 60% am îmbrăcat-o numai în, din acestea crăciunistice. Așa, tot Catalei aici, vă zic sincer, l-am luat de la băieței. I-am luat un training foarte frumos. Mie mi-a plăcut extraordinar de mult și când am văzut și dinozaurul ăsta aici, gata, îl iau. Un training așa simplu. Și pantalonașii așa simpli, 3-4 ani. Iar un ultim lucru, i-am luat Alanei sac de dormit. Doar că i-am luat 6-12 luni. Ea are două, unul tot așa de 6-12 luni și unul are de un an jumate, doi l-am luat din H&M. Dar este mare, vă zic sincer. Și ăsta îmi place că este așa și un pic grosuț, mai ales vine perioada asta, am așa mai friguroasă. Bine, avem căldură, da? Totuși, așa arată, foarte, foarte drăguț modelul. Și am dat 10 lire. 80 de centimetri. Da, e bun, sigur. Și este 2,5 tog. Da. Atât am luat din Primark. O să mă pun să le scop pe acestea pe hol, pentru că trebuie să le bag la spălat. Și să mă apuc să fac curățenie în dulap. Deci, să începem dezastru. Sper să nu mă lase bateria. Așa arată la mine. Deci nu vă luați de mine, dar dezastru. Așa arată la soț și așa arată la Alana. Aici jos am haine care sunt curate, spălate, uscate și împachetate. Trebuie să le pun, doar că nu le-am pus. V-am zis de ce vreau să fac curat și să vă arăt imediat și la Catalea. Încerc să-l dau la parte. Nu știu că pot să vă arăt. Așa arată și la ea. Da. Cam așa. Mă pun acum pe treabă. You do. My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world.
smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the snow, we don't care about the others. You set my world on fire. You're I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you too. Am făcut la mine și la soț deocamdată. Am mutat așa un pic acolo sus, mi-am pus eu colanții pe care și pantalonii pe care momentan nu îi mai port și o să-i mai țin. Da, știți cum. Îi mai țin un pic până mai slăbesc, nu glumesc pentru că sunt buni de mine, doar că momentan nu-i mai port. Acolo în spate am tricourile de vară și nu le port acum, iar aici în față mi-am pus tot așa bluzițe și două tricouri care merg și acum și sunt așa mai închise. Aici, bine, mai trebuie să mai aduc, sunt și la spălat, sunt și în camera Alanei care tot așa sunt împachetate. Aici am pantalonii, colanții și blugii pe care îi port, bluzele pe care le port și vedeți, am mai lăsat aici loc în față ca să mai pun aici bluze din acestea groase și pantaloni și blugi. Iar acesta din stânga cu lenjerie intimă l-am mutat, era acolo sus și l-am mutat aici. Iar așa i-am făcut și soțului, la fel i-am mutat și lui, i-am pus și lui tricourile pentru că el și iarna mai poartă tricouri. El nu prea e cu bluzele cu mânecă lungă. Acolo în spate are pantalonii de training și aici în față o să-i aduc blugii. Deocamdată are decât o pereche aici, dar v-am zis, mai am și în camera Alanei, mai am și aici jos. Acum mă pun să-i fac Alanei și Catalei. Nu știu exact câtă baterie mai am. Țin minte când am început aveam foarte puțină baterie, gen 15%. Dar vedem noi. Când se închide, se închide. N-am mai filmat deoarece mi s-a stins telefonul. O să vă fac așa un mic update ce am reușit să fac. Acolo sunt toate hainele care au rămas catalei mici și o să le pun în pod pentru Alana. Hainele acestea o să le dau, bine, except în pantaloni aceștia. O să le dau pentru că sunt foarte pătate de Alana și nu se mai ia. Acestea sunt de spălat. Acestea o să le dau de aici, o să le dau unei prietene. Acestea trebuie să le pun sus. Am terminat și aici, acolo ați văzut, am mai pus câteva bluze ce mai lipseau. Aici la fel, aici la soț și
la Alana. I-am pus acolo în spate de Crăciun și o rochiță care trebuie să mergem noi, să, de fapt două rochițe care o să trească să mergem să facem ședința foto. În partea aceea are pijamale, aici toate bluzele sunt body, oricum unecă lungă pentru grădiniță, colanți și acolo jos are căciuli, are câteva rochițe acolo și aici body, oricum unecă scurtă pe care nu îi le dau deocamdată, dar am zis să le păstrez pentru că sunt mărimea ei și poate, na, nu știu, are nevoie de un body cu mânecă scurtă. Și aici i-am făcut catalei, din nou acele două rochițe sunt pentru ședința foto de Crăciun. Aici în spate are rochițe, aici treningurile bune pe care mai trebuie să le mai aduc, de fapt pe care trebuie să le bag la spălat și să le usuc. În spate are pijamale, aici are haine de grădiniță, colanți și bluzițe, acolo are ștramp, șosete și colanți, iar aici jos are lenjerii și prosoape. Gata, am terminat. Mai trebuie să mai pun... Stați că întorc camera. Cum am zis, am terminat. Mai trebuie să mai pun hainele pe care le-a sus anterior, cele din pat, de jos și cele pe care trebuie să le duc la reciclat. Trebuie să le pun în pungi și am terminat. Nu știu exact cât am filmat. Sper că am filmat suficient. Dar cred că o să mai au câteva cadre mai târziu. Dragilor, cam așa arată și ciorba. Este foarte târziu, este 10, am fiert cred că 4 ore la ea, dar am terminat-o până în final și o să închid și vlogul aici pentru că aș vrea să le editez astă seară. Eu vă mulțumesc tare, tare mult că ne-ați urmărit, iar noi ne revedem curând la un nou vlog. Pa!